ultima ta operație, cum a decurs operația și cum e acum? Am cu mult mai bine. Mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat viață, a doua, a treia viață, pot să zic. Și a doua mână le mulțumesc la oameni, că până munca oamenilor m-am putut să îmi fac operația asta. Și al treilea rând la doctor. Că a spus că putea să mă duc în străinătate dincolo și acolo, mă costa mai mult operația, dar au făcut cumva și mi-au făcut aici, în România, la Cluj. Cum a fost operația? Ți-a fost frică înainte de operație? La prima operație la sau la prima operație? Nu, că am fost direct în comă, nici n-am știut. Și acum la a doua operație pentru reconstrucție? La a doua operație am mers pe picioarele mele în sala de operație. Și ai avut emoții înainte? Nu, că am zis că, Doamne Iisuse, am scăpat la prima operație, eu îi scăpat și la a doua. Că dacă era caz mai grav, cum am avut de prima dată, la prima operație, se întâmpla acolo ceva, poate murem, poate... Dar nu m-am speriat așa, că m-a rugat la Dumnezeu și pentru mine, și pentru oameni, și pentru oameni bolnavi, pentru tinere, pentru oameni în vârstă, că mă duc la biserică în fiecare duminică. Cât timp a durat operația? Pe de la 8 până la 12:30, cam câte ore poate să fie? 5 ore, 4-5 ore. 4-5 ore o dură, cam așa. Și când te-ai trezit și te-ai uitat în oglindă, ce ai spus? Da, cu mult. Deci n-am văzut capul meu original. Numai tot la 3 zile vine un domnișor, un doctor, să-mi schimbe pasamentul la 3 zile. Și trebuia să pun altul. Și am zis, domnișor, am avut un telefon de la Nokia C3. Să îmi filmez, că tare mult au vrut să vadă și bătrânii. Fratele meu, Cosmin, familia noastră. Cu munca cum ești? Cât nu ai voie să muncești? Timp de un an de zile, au spus medici, nu. Au spus că n-am voie să fac efort până mă obișnuiesc cu placa, până... Dar, efort, pot face, dar nu pot să lucrez ca înainte betoane, să tor, să fac, deci ca un fel de salaur, nu meseria. Aștept să te întorci la muncă. Da. Că mi-e și rușine așa de fete în Cluj, că normal eu... Dar la Cluj mă duc. Înainte să fiu operat, am fost în Gherla cu actele, în Niclop, în sate, la noi în Livada, dincolo de Dej, în Scârziora, aici este un sat la Orman. Deci am fost și pe la biserică și am vorbit cu poptii să mă anunțe și... Nu, m-a costat, cum să spun eu, cu tot, cu placă, placa a fost la Oșop, că cred că asesor va scrie în acte. Și cu mâncare, cu drumul, nu, că un drum de Cluj 500 duci în tot. M-a costat 50 de milioane. Ce o să muncești după ce o să poți munci? Ce vrei să muncești? Poftim, să muncit, ca un fel de salaur, înainte. În construcție? În construcție, da. Că mie tare mult îmi place construcția. O să ai mai multă grijă să porți echipament de protecție de acolo. Da, și cască în cap, da. Deci, cum să spun eu, așa la țară, nu trebuie cască. Dar undeva la nivele, la... Cum să spun eu, la lucruri de astea care își ia un meseriaș o lucrare, să zic, să construiască o casă pe două nivele și B și garajă și de alea, acolo la firmă îți trebuie neapărat. Îți pare rău că n-ai purtat atunci înainte de accident cască? Da, dar deșteam din timp ce pățesc, nu meream să-l ajut pe escrocul ăla să mă iertați, nu meream nici pentru 200 de milioane să-mi dai pe zi. Și acum îți poți ajuta părinții prin gospodărie, îi ajuți? Da, le ajut. Le ajut la maxim, cu cât pot, cât mi-ajută Dumnezeu. Eu mă duc în fiecare zi la Cluj, numai astăzi n-am mers. Ce muncești atât ziua prin gospodărie? Apeau bătrâni acolo, doi purcelași, le dau eu mâncare, mai mă turn în nucradă, mai rup iarba. Lucruri de astea, cum să spun eu, care se aparține de femei, pot să zic. Deci ți s-a schimbat viața după operație. Da. Stai aici,
aici piciorul, dă sus piciorul, dă sus, mă. Hai, dă sus piciorul, așa, noroc, dă noroc, dă noroc, așa, noroc, fii cu mâna asta, așa, noroc. Gata, să fii cu mice. Vă bucurați cu reușitele vii să se opereze? Da, foarte mult. Cum e acum, după operație? Destul de binișor. Vă ajută, vă, cum e? Bă, nu pot să facă, că acum au făcut operație. Pot să fac lucruri, dar astea mai mărunte, mai... N-are, că acum vin de la spital și trebuie să stai vreo 3-4 luni, așa. Dar e mai bine ca și înainte de operație? Mai binișor, la fel. Trebuie să nu lucrez, să nu facă nimic.